Acum ziceam așa că timpul oarecum vrem să le prindem pe toate și cred că vom reuși cu ajutorul Domnului, pentru că dorim să dăm și cinste cuvântul lui Dumnezeu. Spune Biblia așa, credința vine în urma auzirii cuvântului și a citirii Scripturii. În urma cântării vine bucuria, cântarea are venirea ei, dar ca oamenii să fie mântuiți, să fie salvați, e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu aduce credință în inima omului și ce trebuie să creadă omul? Elena, ce crezi tu azi? Aleluia! Că Iisus Hristos a iertat. Că Iisus Hristos este mântuitorul ei. Că Iisus Hristos este salvatorul ei. Și că Iisus Hristos de astăzi este iubitul inimii ei. Bineînțeles, pe lângă Mihai, nu? Numai că Mihai o mai supără. Mihai mai face probleme, dar Iisus nu supără pe nimeni. Iisus nu face probleme nimănui. Iisus rezolvă probleme. Iisus aduce biruință. Iisus aduce viață. Iisus vine ca eliberator. Slăvit să fie numele Lui. Și astăzi sunt bucuros să predic la botezul vostru. Am predicat acum la nunta lui Denis cu Estera și le-am spus câteva principii ca să le fie bine în viață. Câteva principii ca căsătoria să funcționeze cum trebuie și să fie o familie fericită. O spunem cu durere în inimă, parcă creștinismul slăbește. Și te doare. Doamne, te doare că un Dumnezeu așa mare, un Iisus atât de mare, atât de valoros, că nu poți să compari. Cu ce să compari pe Domnul Iisus? Dați voi de aici un termen de comparație. Băi, cu Tatăl. Păi El este ca și Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Bă, cu Duhul Sfânt, nici cu aia nu poți. Că Lui a fost dat Duhul fără măsuri și nu poți să faci comparații între ei. Și cu un Dumnezeu așa mare, cu un Dumnezeu așa puternic, cu un cer atât de minunat, cu o Trinitate așa de puternică, totuși, de multe ori suntem abătuți, de multe ori suntem deznădăjduiți, de multe ori parcă ne punem întrebarea asta, mai sunt mântuit? Nu mai sunt mântuit, se merită, nu se merită. Vreau să vă spun ceva, se merită. Amin. Se merită să-L slujești pe Dumnezeu. Amin. Dacă se merită și în viață îți faci o casă și spui, băi, nu mai vreau să stau în chirii sau, băi, de ce, îmi fac o casă și vreau să vă spun ceva și asta nu-i sigur. Nu știu dacă te-ai rugat azi, dar vedeți vremea asta cu mai inundațiile, oraș întregi e sub apă. Orașul întregi s-a dus munca la oameni. Dacă vă uitați, ies oamenii la poartă, plâng și spune așa, mi s-a dus munca de o viață. Vreau să fac un termen de comparație. Ceea ce ei au, azi fac. Și ceea ce ei, dacă rămân hotărâți să slujească pe Domnul Iisus Hristos, asta nu va trebui să-i dezamăgească niciodată. Pentru că ceea ce mi-a promis Iisus Hristos nu este din lumea noastră. Eu vreau să vă predic lor, dar și vouă în dimineața asta. Veni. Așa că mai ziceți un amin. Mai știu eu, concentrați-vă aici. Iisus Hristos a venit la noi pe pământ de la Tatăl. Și s-a întors înapoi la Tatăl să ne pregătească nouă în loc. Și ceea ce ne pregătește El nu-i din valoare omenească. Aia nu se trece, ci ne pregătește El sunt lucruri veșnice. De asta noi trebuie să luptăm pentru veșnicie. De asta noi trebuie să luptăm să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Deci că ne așteaptă niște răsplătiri mari. Și astăzi ei au luat o hotărâre foarte bună. Au luat hotărâre să încheie legământ în apa botezului și eu am... N-am dat un titlu predicii, dar am așa mai multe lucruri. Ce înseamnă, exact ce spunea și poezia, ce înseamnă botezul. Și cu atât mai mult, rog pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, pentru că doar unul singur conștientizează lumea în vederea păcatului. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt. Și asta este o lucrare tainică. Vedeți dumneavoastră, astăzi mă folosesc și de imaginea aceasta. Avem înaintea noastră rodul vinții și mustul. Lăsați-i! Vedeți, deja v-ați întors tătă biserica după copilor. Ați văzut cât de finuțe. Apreciez ce a făcut Andreea și o fac public. Am apreciat, te-am urmărit, ai văzut că copilul l-ai luat, te-ai dus din Domnul să te răsplătească. Așa să facem și noi. Dar haideți ceea ce spuneam la început să ne concentrăm aici, da? Pentru că cuvântul aduce credință. Imaginea e rodul și azima. Dom'le, unii zic, băi, pâine,
e păcat, e păi nici o leacă de vină. Acolo, vreau să vă spun asta, nu-i vin. Să creadă cineva că noi îi dăm cu vină. E must. Must făcut de țărat, din struguri, și e îmbuteliat la sticle de sticlă și e must. Noi cu must ne împărtășim. Că dacă cineva a fost băutor și-o tras la măsia, păi și mi-ai dat o leacă de vin, poate aprind din el din nou pofta. De asta noi ne împărtășim în mustul și, bineînțeles, nu luăm jumătate de pahar. Luăm acolo o guriță, așa, cât fie bine. E, ascultați un pic. În azimă și în rodul vieții, e o taină, fraților. Zice Domnul Iisus așa, că cine mănâncă și bea trupul meu, are viața. Dar cum? Vino oamenii, cum e viața? Că tu ce? De acord, ce? Ascultați, e o taină. Exact cum botezul e o taină. Botezul e o taină. De ce este o taină? Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine în inima lor. Și începe să-i conștientizeze de păcat. Am stat cu ei ori întregi. În timpul ăsta, de când ne cunoaștem, de când ne cunoaștem noi, de când ei au început să frecventeze Biserica Bethesda, miercuri seara am stat mai mult, altă dată am stat, dar luat așa, minut cu minut, am stat ori întregi, în care ei veneau și spuneau, frate Iulian, dar așa i-am făcut! Frate Iulian, dar așa i-am făcut! Frate Iulian, dar mă iartă și te aia! Te iartă! Dar vedeți dumneavoastră, cine a făcut lucrul ăsta? Că ei nu se temut, ia, pe lui Marie, nu suntem de bătaia. Credem, nu știu. Cine l-a făcut să vină el și să-și pună tot trecutul lui și viața lui? Asta e taina. Că vine Duhul Sfânt și te conștientizează că ești păcătos. Te conștientizează că mergi în iad cu păcatul tău și atunci tu iei o atitudine. Vine Duhul Sfânt și îți spune așa, auzi, tu trebuie să plătești. Plata păcatului este moartea. Și vine frumos Duhul Sfânt și spune, dar în locul tău a plătit cineva. În locul tău cineva a murit pe cruce și îți iartă păcatele, slăvit să fie Domnul. Și vreau să încep cu asta, botezul în apă are o autoritate divină din următoarele puncte de vedere. A fost instituit de Dumnezeu. Nu un om! Ei, eu mai pun reguli. Uitați! La noi unii se poticnesc încă ăștia care poartă barbă. Biblia nu ne spune ceva clar. Nu purtați barbă. Biblia spune așa, nu vă tăiați colțurile bărbii. Nu vă faceți așa. Dar acum eu vin și spun, dacă pe fratele tău îl poticnești că tu ai barbă, de dragul fratelui meu, îmi dau barba așa. Dar nu e un păcat, nu înțelegeți greșit. Nu e un păcat, dar de dragul bisericii. De dragul comunității, exact cum intri în biserică, vezi surorile s-a acoperite. Acum tu poți să vii, nu știu la, dacă este vreun nume, la frață îi zici Gigi Contra, dar la surori, nu știu, este, nu știu, vreun nume așa care îl folosiți voi. Băi, dacă vezi că în adunare s-a acoperite pe cap. Băi, tu ce faci atunci? Ești tu mai așa? Dacă vezi că majoritatea n-au unghiile făcute, majoritatea n-au cercei, majoritatea n-au podoabe. Acum vii tu ca bratul din casă. Nu, majoritatea nu fac brad, majoritatea nu se duc la mare, majoritatea nu se dezbracă în fața lor la... Băi, dacă vreau să fiu și eu aici, exact cum a fost cu ucenicii, 50 prima dată, 70, după Iisus, tot, gata, cu Iisus! Și Iisus, băi, vreți să fiți ucenicii mei? Da, Doamne, cu tine! Na, luați putere, mergeți să faceți minuni! Se duc ăștia, Domnului Iisus, ești vindecat! Probabil că au făcut ăștia o grămadă de minuni, se întorc înapoi la Iisus! Acum Iisus le pune cea mai importantă întrebare. Scumpii mei, vreți să fiți cu mine? Vreți să rămâneți cu mine? Da, vrem! Zice, va trebui să mâncați și să beți trupul meu. El se referea la lucrarea asta. Atunci cei mai mulți au plecat și 12 au rămas și au zis, Doamne, unde să ne ducem? La tine am găsit cuvintele vieții. Botezul e instituit de Dumnezeu la porunca lui Dumnezeu Tatăl. Eu asta am adus imaginea. Noi putem dă rânduială în biserică și le dăm. De exemplu, nouă nu ne place o femeie să vie cu fusta scurtă în adunare. Are voie să vină. Nu, nimeni nu închide biserica. Dar dacă vrea să fie dintre ai noștri, dacă vrea să fie pocăită, atunci trebuie să mai o lungească. O luăm și la frați, nu? Știm și în partea lor. Băi, vreau să fiu cu voi. Bun, dacă vrei să fii cu noi, trebuie să leși multe lucruri la o parte. Am auzit aici un albanez, acum nu de mult timp a venit, m-a mișcat albanezul foarte tare. Când s-a pocăit albanezul, dar cu adevărat, primul lucru știți ce a făcut? A închis firma. O mărturisit aici.
Poți eu vreau să devin ucenic al lui Iisus Hristos, să devin cinstit, au avut firmă mare în Anglia sau în Irlanda, au închis firmă, s-au angajat, lucrează cinstit. Acum eu nu zic, băi, închideți firmele, dar când vrei să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos, tu trebuie să fii model. Și aici ascultați un pic. Luăm din Ioan capitolul 1 de la versetul 29. A doua zi Ioan l-a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce face Iisus Hristos? Cine e Iisus Hristos? Iisus Hristos e mielul. Iisus Hristos nu-i țapul, nu-i capra, nu-i berbecul. E mielul lui Dumnezeu, acel miel blând, acel miel plin de bunătate, și spunea profetul Isaia despre el că s-a dus ca un miel la măcelărie. Când iei mielul și-l duci să-l sacrifici, nu zici absolut nimic. Așa a fost Iisus Hristos. Când l-a dus să-l pironească pe lemnul crucii, nu a deschis gura. Odată a deschis și de două ori a zis prima dată: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și a doua oară: Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da, a fost un moment în istoria omenirii când Dumnezeu a întors fața de la el pentru că l-a sacrificat ca și mie. Îți dai seama, l-a sacrificat, și aici mă leg de ce predica Laurențu. Pentru tine și pentru mine. Dumnezeu nu a făcut diferență. Sacrific mielul ăsta pentru poporul evreu, pentru... Nu. L-a sacrificat pentru omenirea întreagă. Slăvit să fie. El este acela despre care zicea: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut în Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul, acest om, care unii îl cunoașteți din film, îmbrăcat într-o haină lungă, încins la brâu cu o curea, mânca nu tort, și grătar la sârbi și sarmale și așa, zice că mânca miere și lăcuste sălbatici. Și omul ăsta avea o legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea. Și zice, el zice: Ioane, tu trebuie să botezi, botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și lui Ioane s-a descoperit că va trebui să vină mielul lui Dumnezeu. Și a venit mielul lui Dumnezeu în apa Iordanului. Și aici aducem o clarificare pe care aș dori să vă rog frumos o puneți în mintea dumneavoastră. De ce este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Cei mai mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Uitați cea mai clară imagine la botezul Domnului Iisus. Iisus în apă, Duhul Sfânt s-a coborât peste el, ca în chip de porumbel, și glasul Tatălui: acesta este Fiul meu prea iubit, de el s-a ascultat. Vedeți? Că oamenii nu, Domnul, un singur Dumnezeu, cum zice poporul Islam, Allah Ekber, Dumnezeu e unul. Dar la noi Dumnezeu este unul, Tatăl, dar totodată Fiul și Duhul Sfânt. Lucrarea Lui frumoasă. Tatăl stă în cer și într-o zi vom vedea față în față. Fiul a venit la noi pe pământ plin de har și de adevăr și Duhul Sfânt a rămas aici în zilele noastre ca să pregătească mireasa fără pată, fără zbârcitură, să ajungă la El. Vedem acum... De ce botezăm noi? Pentru că însuși Iisus Hristos s-a botezat. Eu întâlnesc oameni: măi, hai, ai încheiat legământ cu Domnul. Păi ce legământ? Zic, măi, te-ai botezat în apă, ești botezat. Păi zic, nu-s botezat. Și atunci vin și îi spun ce, exact ce spune în Matei 21 cu 25, în Matei 3 cu 13, Iisus Hristos a fost botezat în apă. Și acum întreb eu, dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost botezat în apă, avem și noi nevoie de botez? Amin. Avem nevoie. Și nu vă opriți doar la botezul în apă, mai este un botez, botezul cu Duhul Sfânt, așa când vom pregăti stăruințe cu biserica, vă rog din toată inima să fiți primii. Frate Ilean, frate slujitor, vreau botezul cu Duhul Sfânt, vreau botezul cu Duhul Sfânt, pentru că este o treaptă mai înaltă de slujire. Acum, să-mi iau riscul să fac o claritate în... Știu că o să am foarte mulți împotrivitori, dar datoria mea este să spun: iubiții Domnului, și ei au Duhul Sfânt. Nu vă gândiți că ei n-au Duhul Sfânt.
Cine i-a adus până în pasul ăsta? Cine i-a adus până în momentul ăsta? Duhul Sfânt. Cine îi naște din nou? Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. De ce ei trebuie să-și dorească botez cu Duhul Sfânt? Că atunci noi îi punem pe oameni, băi, ai Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt. Bun, dar fără Duhul Sfânt tu n-ajungi în cer. Și atunci, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă o treaptă mai înaltă de lucrare. Spune că Domnul Iisus a avut Duhul fără măsură, plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt. Așa că toți ceilalți care nu credeți așa, nu pot să-mi cer iertare. Că atunci aș greși înaintea lui Dumnezeu. Mi-aș spune Dumnezeu, băi, dar tu ce faci? Te dai după oameni? Tu ai o doctrină bună? Ai o învățătură sănătoasă? Eu vreau toată biserica să fie botezată cu Duhul Sfânt. Și vrem toți să fim botezați cu Duhul Sfânt. Dar și ceilalți oameni au Duhul Sfânt, frate. Că El va fi cu voi. Haideți să facem diferența. Cu voi. De exemplu, ei mâini, Abel mâini îi ispitit. Va ajunge la locul de muncă și îi se oferă să iei ceva. Nu-i nimeni lângă el, nimeni. Ceva valoros. Și vine ispita să-l ispitească. Dar Duhul Sfânt, El va fi cu voi. Duhul Sfânt vine și spune, Abel, tu erai în chiar legământ cu Domnul. Nu mai poți să furi, nu mai poți să pui mâna. Sau să zicem că îl enervează în trafic cineva și el se dă jos din mașină și cât să se coprostie. Și Duhul Sfânt zice, Abel, 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 stop. Pentru că tu ești acum copilul lui Dumnezeu. Vedeți diferența? Și apoi spunem, va fi cu voi și în voi. Care-i semnul că e în noi? Semnul că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și aici vă rog să înțelegeți bine. Toate animalele au fost îmblânzite. Până au îmblânzit oamenii vulturul să prindă vulpile albi în Rusia. Au îmblânzit ursul, leu, ce viețuitoare vreți voi, au fost îmblânzite. Delfinul, nu? Îi zice la sare acolo cum îi dresa. Ascultați un pic. Dar ceva nu poate fi îmblânzit. Și asta este limba omului. Zice că asta e o nelegiuire așa de mare. Un foc mic, un chibrit a prins pădurea Amazon, frate. Un chibrit mic. Sau o cârmă mică, atâta e cârma, conduce o corabie așa de mare. E, dar acum vă rog să faceți diferența. Când vine Duhul Sfânt în tine, El va fi cu voi și în voi. Ce ia Duhul Sfânt prima dată în primire? Ceea ce omul nu poate îmblânzi, ceea ce omul, limba. Și atunci Dumnezeu îi dă o limbă cerească, sau cum El hotărăște, haideți, nu prea aud rugăciuni la noi, Doamne, dă-i darul tălmăcirii. Domnul să ne dă darul să tălmăcim limbii, da? Și atunci e lucrarea asta frumoasă. Domnul Iisus s-a botezat, apoi Domnul Iisus a poruncit ucenicilor să boteze în apă, apostolii au practicat botezul în apă și au poruncit împlinirea acestuia. Apostole, ascultați un pic, Biblia asta îi zidită pe două lucruri. Temelia spune apostolilor și a prorocilor. Dar care proroci? Pentru că noi trebuie să-i educăm acum și pe ei în vederea prorociei. Nu tot ce zboară se înghite. Nu tot ce zboară se mănâncă. Prorocul care e după Biblie. Temelia prorocilor și a apostolilor. Ce lucrare au avut apostolii? V-am rugat săptămâna trecută, vreți să vedeți, frate, biserica sănătoasă, care? Aia din Cașvană. Biserica sănătoasă, aia din Bihor. Biserica sănătoasă, aia din Cluj. Nu e adevărat. Biserica sănătoasă e asta și se cheamă Faptele Apostolilor. Aia e biserica sănătoasă. Aia sunt niște frați, ei colori, noi vrem asta. Biserica sănătoasă este Faptele Apostolilor. Temelia credinței voastre sunt Faptele Apostolilor. Ce-au făcut apostolii? Urmăriți, vă rog să nu treacă o zi să nu citiți Biblia. Și în momentul în care o citiți, vine dorință să o citiți și vă spun ceva. Când citiți Biblia, mergeți la pas cu autorul. Păi citiți de Pietru, închipuiți că ești lângă Pietru. Păi ce-a făcut Pietru? Pietru face așa, face așa, face așa. Și așa Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va deschide mintea și vei înțelege Biblia. Foarte mulți, frate, nu înțeleg, nu înțeleg, nu știu. Am o minte încuiată. Nu e adevărat. Duhul Sfânt vine și te luminează. Amin. Citești în fiecare zi, citești încetul, citești cu atenție și nu fără să te rogi. Duhule Sfinte, te rog frumos, schimbă în inima. Cred că, dacă nu mă înșel, fratele Pavel Mihai, când și-a cumpărat o Biblie, nu știu dacă el, l-am chemat, i-am pus mâna pe Biblie și am făcut cu el o rugăciune. Sau poate altul, nu vreau să greșesc. Doamne, vreau să mă schimb.
Te rog frumos, ajută-mă în urma cuvântului, dar nu Biblia după mine. Și eu să mă schimb după Biblia. Și Dumnezeu e cel care te ajută. Botezul în apă are loc, spunea și poezia, nu ca cineva să fie mântuit și împlinirea, care este rolul ascultării de Dumnezeu. Mântuirea este într-un singur nume. Dacă te întreb cineva, băi, cine te-a mântuit? Ce înseamnă? Mântuirea înseamnă salvare. Cine-i salvator? Uitați, eu am fost salvat de la NEC. Când eram copil mic și pe băiatul ăla care m-a salvat, îl cheamă Gigi Cuza. Eu nu l-am mai văzut. Eram să mă NEC și băiatul ăla m-a scos. Vedeți, eu îl țin minte toată viața pe omul ăsta. Te întreabă cineva, ești mântuit, dar cine e mântuitorul tău? Mântuitorul meu este Iisus Hristos, Salvator. Slăvit să fie numele Lui. Și ce înseamnă asta? De asta nu unii, băi, nu te botezi, mergi în iad. Ascultați, nu-i treaba ta și treaba mea să-i trimiți pe oameni în iad. Treaba ta și treaba mea lui să-i spui oamenilor, fiți ascultători de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă Biblia scrie să te botezi, botează. Dacă Biblia scrie și soțiilor, femeilor, fiți supuse soțului vostru ca în Domnul. Vouă vă spune Biblia și iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Biblia vă spune, ascultați din mai mari voștri în Domnul și fiți-le supus, pentru că vor da socoteală. Ei, ce asta? E un act al ascultării. Nu vine Abel, mâine îl întrebă Abel, hai că vine cina, următoare și așa. A, păi nu mai vreau, frate, biserica asta. Bă, dar ce s-a întâmplat? A, păi m-a dezamăgit ăla, nu? Vine Elena, mâine s-o văd cu unghii, într-o lună, două. Bă, Elena, dar ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? A, păi eu nu mai vreau, nu mai. Ei, nu, asta e un act al ascultării. Dacă ați ascultat că Iisus a murit pentru voi și ați vrut să astăzi să vă suiți în această corabie a salvării, care este biserica, din ziua de azi, cum am predicat la căsătorii, tu nu mai ești unul, tu nu mai ai fotbal, meciuri, prieteni, nu, tu de azi ești doi. Exact așa, voi de azi intrați în biserica lui Dumnezeu. Intrați în această corabie și voi trebuie să ascultați de capitan. Duceți-vă pe vas de croazieră, duceți-vă, mergeți cu vaporul de aici, din Viena la Bratislava și spune la capitan, dă-mi să conduc vaporul. Să vezi, ți-l dă să-l conduci? Nu ți-l dă. Voi de astăzi trebuie să ascultați de biserică. Să ascultați de mai mari voștri. Când păcătuiți, veniți la mărturisări. Când cineva-i pricină de poticnire, nu părăsă biserica. Vii și vorbești cu un frate mai în vârstă. Vii și vorbești cu un frate. De ce? Ca să rămâi aici. Asta dovedește ascultarea. Eu le spun la unii, măi, dacă bărbatul îți cere lucruri păcătoase, care te despart de Dumnezeu, ai voie să nu-l asculți. Ai voie să nu-l asculți, dar dacă îți cere lucruri bune, trebuie să-l asculți. Chiar dacă tu nu vrei. Exact cum zice, ce-i treaba femeie să știe ce mașină și e bărbatul. Ești mecanic? Eu dacă aș avea nevastă mecanică, să știi ce e bujie, chiuloasă, ax cu cane, culbutori, pompă de ulei, atunci zic, bun drag, alege mașină. Dar din cât ești suveică, ești fier de calcat, ești mașină spălat, ești termomix, n-am, dar mă bate la cap, el nu ești niciunul. Ești lucrurile astea, atunci clar că eu decid de o mașină, da? N-asta înseamnă ascultarea, Doamne, dă-ne înțelepciune. Haideți să mai mergem un picuț. Botezul este legat de iertarea păcatelor. Și aici m-am bucurat că am putut să stau de vorbă cu ei. Am întâlnit oameni care s-au botezat, dar nu și-au mărturisit păcate. Eu când am venit la Domnul și știți cum e, inima omului se deschide așa la o persoană. La mine a fost un frate scump și mi s-a deschis inima la el. Dar eu am zis așa, eu dacă îi zic la omul ăsta ce am făcut, cât e de mare, cade jos. Eu dacă îi spun ăsta viața mea, ăsta cade jos. Dar eu am înțeles asta. Ioan spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, deci vedeți, mărturisirea păcatelor este necesară. Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească. Și acum fiți atenți, de orice nelegiuire. De asta eu când mă apropii de ei și ei de mine sau oricare ar fi, omule bun, nu ai ce păcat să spui care să mă sperii și nu știu ce. Că Iisus Hristos a plătit păcatul omenirii. Pe cruce lângă el au stat doi oameni. Unul, domnule, nu știu eu cum să-i pun eu un nume. Dacă Biblia nu spune, n-aș spune nicio. Dar unul nu a vrut. Și unul s-a smerit.
Unul și-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune să fiu și eu azi. Și ce a spus Iisus Hristos? Azi vei fi în Rai. Și zic ca Dumnezeu să îi ajut în continuare. Și nu doar că v-ați mărturisit, Domnul vă ierta. Noi am făcut rugăciuni și dacă este dintre dumneavoastră cineva căzut, Biserica Bethesda practică următoarea practică. Mărturisirea păcatelor. Încercăm în momentul mărturisirii să fie și lacrimi, nu râs. Încercăm în momentul mărturisirii să fie și lacrimi. Și apoi după mărturisire practicăm ruperea blestemelor. Doamne, dacă în dreptul acestei femei a fost pus un blestem la de ură, un blestem la nerv de mamă, poate cineva a fost gelos și i-a făcut blesteme prin legătură de morți, de unghii de animale. Sunt foarte multe ritualuri în care se aduc blestemele peste oameni. Și vezi că oamenii nu le merg bine. Oamenii umblă din divorț în divorț. Oamenii nu au propășiri de Domnul și Biblia ne spune, nu vă refer acum, voi pocăiți-vă că vă îmbogățiți, nu. După ce facem rugăciunea asta, facem un moment de rededicare sau dedicare. Și ei cu gura lor, care sunt la început, spun, astăzi este clipa în care cred că Iisus Hristos m-a iertat. Doamne, curățește-mă, spală-mă, iartă-mă și facem practica asta. Mă lepăd de tine, Satan. Pentru că tu cu gura ta, ascultați bine acum, vă rog să fiți atenți. Prin mărturisirii cu gura se ajunge la viață. Cine mărturisește că Iisus Hristos este Domnul, are viața, da? E, dar te întreb ceva. Tu, dacă vrei să nu mai fii prietenul meu, dar tu nu-mi spui. Eu văd așa, da? Băi, eu te consider prieten. Așa și diavolul. Până tu nu zici cu gurița ta, nu mai vreau să slujesc. De astăzi mi-am schimbat stăpânul. Amin. Eu am un nou domn și atunci îl pun să-l invite. Doamne Iisuse Hristoase, te invit în inima mea ca domn și mântuitor. Tu să fii sfătuitor, călăuză, tu să mă ajuți în viață. Și atunci tu ai făcut-o în lumea spirituală. Pentru că există o lume a îngerilor, lume spirituală, în care tu ai slujit la diavol 40 de ani. Cu el ai furat, cu el ai curvit, cu el ai mințit. Gândește ce prieteni cu tine. Sincer. Gândești că am 40 de ani, mergi cu unul de mână. Și vrei, de mâini, băi, nu mai sunt cu tine. Îți schimb Domnul, tu crezi că e așa ușor? Îți spun ceva, du-te și smulgi ștejarul ăsta din parc. Du-te e copacul ăla care e crescut de 80 de ani, de 100 de ani, du-te și scoate la afară. Poți? Nu poți. Am avut de-a face cu un homosexual. Și aici l-am dus la copacii ăștia și am zis așa. Putem să dezrădăcinăm copacul ăsta? Nu putem. Așa e păcatul în viața ta. Are rădăcini puternice. Și acolo e nevoie de o mână dumnezeiască. De asta noi implicăm Duhul Sfânt. De asta implicăm, zice Biblia, astfel de duhuri nu ies decât cu post și cu rugăciune. Când e păcatul, vedeți, vine o fetiță la 15 ani, la 16 ani să se boteze din familie, din pocăiți. Eu numesc așa, când e copacul mic. Băi, l-ai luat, l-ai smuls și gata, nu? Foarte ușor, dacă e unul crescut așa, acolo e multe nevoie de post, de rugăciuni și noi ne băgăm în lumea spirituală. De asta eu rog și frații slujitori, Dumnezeu o da bisericii autoritatea asta, nu trebuie să ne fie frică. Trebuie să avem o viață sfântă. Cât de tare putem să fugim de păcat? Cât de tare putem? Ascultați, și o bârfă și un cuvânt de rău îmi poate împiedica rugăciunea. De asta la noi o luptă imensă, pentru că noi ne rugăm să rupem blesteme. Spune Biblia, ce veți lega pe pământ va rămâne legat și ce veți dezlega va rămâne dezlegat. Eu am întâlnit persoană care a zis, frate, dar de unde știu tu că peste mine s-a făcut blesteme cu lucrurile astea care le-ai spus? Zic, am citit, am studiat, m-am rugat și în timpul rugăciunii Dumnezeu a descoperit. Și vreau să vă spun, am văzut oameni și v-am mai spus că este o persoană în biserică care Dumnezeu, spune Biblia, când doi se unesc. Am văzut harul ăsta când doi s-au unit, nu vă dau numele, și au început să vorbească satana din om. Am văzut eu cu ochii mei, m-am mirat, dar s-a împlinit Biblia. Și am văzut cu ochii mei, cum într-adevăr, duhurile rele sunt oameni, vorbesc din oameni, exact cum spune Domnul Iisus că s-a uitat, care
Numele meu este Legiune și vreau să-L slăvesc pe Domnul că El este prezent în biserica aceasta. Așa că vă rog și pe dumneavoastră, nu vă fie greu să vă mărturisiți păcatele. Astăzi cineva într-o împrejurare cu lacrimi s-o mărturisesc, uite, am făcut aia. Și la rugăciune Dumnezeu te iartă. Ce lucru așa mare ai putut să faci ca Dumnezeu să nu te ierte? Dumnezeu te iartă. Și pe voi, care sunteți mai din multe calea Domnului. Și atunci aveți o propășire spirituală. Păcatul apasă. David spunea, atâta timp cât am tăcut, mi se topeau oasele din gemetele mele, pentru că păcatul apăsa zi și noapte asupra ta. Știi cum? Păcatul te încovoiază. Uitați, eu lucrez, pune-mi un sac de ecleber în spate, îl duc. Îl duc 50 de metri, câteodată am șantier la etajul 4, trebuie să-l urc. Băi, îl urc, dar pune-mă să-l duc 2 km. Cât aș fi eu de tare, nu mai încep să obosesc. Așa e păcatul. Tu l-ai făcut, îl duci. O săptămână, două, o lună, bă, mergi, vezi că nu se întâmplă nimic așa. Dar nu e adevărat, la un moment dat, păcatul te va obosi. Păcatul îți va fura. Îți va fura bucuria mântuirii. Păcatul îți va fura legătura frățească. Uite, sincer, domnule, ce e o bârfă? Bârfa îi la pocăiți paharul de vin. Ăștia din lume beau vin. Și îi dau un pahar, două, trei, pe urmă, beau, să veselesc. Cam așa au ajuns la noi bârfa. Biblia zice că vinul ăla ce lunic, ușor. Ascultați, trebuie să ne oprim de băutura asta. Că n-aduce zidire. Și urmăriți dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, îți e pacea. Și acum, uitați ce scrie versetul salutul bisericii noastre. Urmăriți pacea și sfințirea. De ce să nu fiu un om plin de pace? De ce să nu fiu un om plin de bucurie? Slăviți să fie Domnul. Implică un element material și implicarea acestui material este apa. Da, de asta și mergem astăzi la Dunăre. Deci nu este botez fără apă. Trebuie apă și apoi în apă, spune așa, are o mare însemnătate simbolică, reprezentând în același timp trei momente. Moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și astea trebuie să aibă loc în viața voastră. Haideți să luăm moartea. Eu am mai zis în biserică asta și nu ținut minte toți, probabil, dar unul a venit la mine și mi-a zis, Iulian, ai predicat așa, că dacă te duci la un mort și mortul e întins și scoți cel, nu știu care sunt cele mai bune țigări, nu știu. Eu m-am pocăit, slăvit să fie Domnul. Dar te duci și dai cea mai bună țigară. Bă, ia-o, asta e cea mai bună. El tătă viața o fuma. Te duci și pui cel mai bun pahar de băutură. Mă refer la ăștia din lume, care sunt așa. Ia, el e mort. Nu mai poate. Exact e așa acum la noi. Abel și dragi surori, botezul semnifică moartea voastră. Voi ați murit față de păcat. Și acum, haideți să clarific și aici, că unii știu ce zic, mamă, de acum voi nimic, niciun păcățel, nimic. Voi ați murit față de păcat ca și trăire. Voi mai puteți aluneca. Cum am spus acum, și eu am alunecat cu o bârfă. Și rog pe Domnul să mă ierte și așa mă crezi de tare. Am mai alunecat cu o minciună. Bă, frate, te-am sunat, mă, n-ai răspuns. Bă, am tăiat cu flexul. Eu nici n-am tăiat cu flexul, dar satana care e dibaci, țup, o ieșă pe gură porumbelul, nu? Vedeți dumneavoastră? E, dar noi fugim la cruce. Păcatul nu mai este ca mod de trăire, mod de viață. Păcatul este doar accidental. Și aici, dacă cineva îmi spune, bă, nu e adevărat, îl contrazic, cu Biblia îl contrazic așa, pentru că noi toți păcătuim. Dar păcătuim accidental. Nu mi place păcatul. Plângem că păcătuim accidental. Și apoi, îngroparea. Voi mergeți astăzi la apă. Noi avem menirea care vă botezăm să vă băgăm totul sub apă. Ați văzut care ați făcut în piscină aici botezul? Îi spunea, băi, împinge-l, știți? Cineva spunea, pe unii trebuie să-i ții mai mult, știi? Împinge-l. De ce? Trebuie să fie totul în apă. Totul în apă. Îngroparea, adică să fie sub apă. Și aici sunt două. La botezul în apă, înseamnă baptizo, care înseamnă scufundare, să fii scufundat totul, dar ai murit. Moare Abel cel vechi, moare Abel cel păcătos,
îi sub apă acolo și apoi învie. Aleluia. Moartea Domnului Iisus Hristos, El a mers în mormânt și apoi o înviat și învie un Abel nou. Cât ar încerca Emanuela, măi, ceartă-te, Ioleac, cu mine. Măi, știi, bă, măi, nu mai merge, dar de ce oare? Pentru că Abel a murit față de cealaltă. Cât ar încerca Elena să-l ispitească pe Mihai, auzi, dacă nu-mi cumpere ce, dacă nu-mi face ce, eu vreau roche, ce, așa, așa, așa. Băi, sau invers, că mai Elena se botează. Cât ar ispiti-o Mihai pe Elena? Nu ne-ai făcut mâncare. Ce-aia? A, uite, ai dormit până la 10. Nu știu ce, nu știu ce. Uite, fata asta face figuri. Nu știu ce, nu știu ce. Elena plină de pace, plină de liniște. De ce? Că a murit, a rămas în apă acolo și apoi a înviat, deci Elena cine-o. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Deci, botezul vine la cuvântul baptizo, care înseamnă scufundare, și apoi botezul cu Duhul Sfânt înseamnă revărsare. Aici e că tu mori la botez în apă, mori, și la botezul cu Duhul Sfânt, eu am citit cel mai frumos exemplu, du-te sub cascara Niagara, cea mai mare cascadă din lume, și când te-ai băgat sub ea, vine apa de sus, vine așa, vine de sus și revarsă peste tine. Așa e botezul cu Duhul Sfânt. Stai la stăruință, te rogi, te rogi, te rogi, te rogi, te rogi. Aleluia, aleluia, Doamne, vreau Duhul Sfânt, Duhule Sfânt, promit că o să te păstrez. Și vezi că deodată vine peste tine o putere, începe a vorbi în alte limbi, mâinile se ridică în sus și Iisus e cu tine. Slăvit să fie Domnul. Apoi, iubiții Domnului, pocăință, iertarea păcatului, botezul în apă, spunea și poezia, nu este nașterea din nou. Autorul nașterii din nou este Duhul Sfânt împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Botezul în apă este legat de mărturisirea credinței, ce o să vă spun. Și acum trei scurte și închei. Nu se poate aplica copiilor minori, este periculos să se administreze fără nașterea din nou. Că aici ne facem noi biserica de rușine. Azi îl vezi în rochia albă și mâine îl vezi cu țigara în gură. Am fost forțați și mie îmi pare rău. Am fost forțați în unele lucruri, așa, botează-mă, botează-mă, am cedat, omul nu născut din nou și-a adus un dezavantaj bisericii. Pentru că acum oamenii îl văd în lume, iară bea, iară fumează, plus Biblia zice că ia 7 duhuri mai lele decât cel și atunci el începe să vorbească pocăinții de rău. El știți? Și asta e foarte periculos. Acum, copiii nu pot mărturisi credința lor. Botezul ca o confirmare că respectivul a intrat deja în rândul credincioșilor și se angajează să rămână credincios toată viața lui. Acum, să-l întreb pe noua sau pe cine să întreb eu. De obicei folosesc la binecuvântările de copii, să-l presupunem că acum la tine a fost binecuvântare, da, la Elena. Și vezi, întreb copilașul ăla, crezi în Domnul Iisus Hristos? Păi copilașul nu crede. Botezul are de-a face cu mărturisirea cu gura. De asta dacă cineva este în locul acesta și nu este botezat mare, îl rog în numele Domnului Iisus Hristos să-și schimbe viața, să se apropie de Iisus. Astăzi îi dăruim conducerea bisericii, dăruiește o Biblie gratis, fără bani, să înceapă să citească cuvântul Dumnezeu. Pentru că botezul la copiii mici nu-i valabil. Nu-i valabil pentru că el nu o mărturisi cu gura. Și nașul să fie cu iertare. Nașul nu poate garanta pentru tine. Și eu vă aduc, m-am dat pe mine exemplu, încă o dată cer îngăduința să nu vă supărați. Eu am fost botezat la ortodox și când eram mic, vin dintr-o familie ortodoxă, nașul meu nu mai știu nimic, nu știu ce face, ce e cu el, nimic. M-am făcut mare și m-am botezat în apă, m-am făcut mare, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Așa că dacă sunt persoane aici în dimineața aceasta care nu-s botezat în apă, îi rog frumos să se gândească. Amin. Cu mulți ani în urmă și eu stăteam în adunarea aceasta, pe ultima bancă, predica un frate la învonul ăsta exact lucrurile astea de botez. Am cârtit prima dată în mintea mea, ce știi tu, ce pop ești tu? Nici măcar n-ai haine de pop, ești în costum. Eu vă zic ce gândim eu. După aceea mi-a adus soția mea acasă. Băi, când i-a adus acasă, zic, ce să fac, să nu le deschid ușa, e urât. Să nu așa, o intrat în casă, stat, o mânca ceva și pe urmă i-am zis la soție, zic, pe ăștia să nu mi-ai adus niciodată. Și
Și iată, dar că Dumnezeu și Duhul Sfânt a lucrat la inima mea, a lucrat la mintea mea și mi-a muiat inima. Am cerut și eu botezul și a fost o zi în viața mea, care vă rog și voi să o notați, 29 mai 2010, în care m-am botezat și de atunci îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Cred nu 100%, nu 1.000.000%, cred infinit că mi-a iertat toate păcatele. Cred că El e acela care m-a va ajuta să ajung în cer. Și cred că Dumnezeu, până va încheia mandatul acesta, va pocăi în continuare oameni. Nu pocăiești cultul. Eu nu chem oamenii la Pentecostal. Nu chem oamenii la creștini după Evanghelie. Nu chem oamenii la ortodoxi. Eu chem oamenii la Iisus Hristos. Amin. Și după ce tu vii la Iisus Hristos, Iisus, Domnul Iisus Hristos te luminează biserica în care să vii. Biserica adevărată este biserica care botează oameni, biserica în care este botez cu Duhul Sfânt, biserica în care se practică lucrările acestea, propovăduirea Evangheliei, și biserica care caută sfințenia. Podoaba casei tale este sfințenia. Biserica nu e o sală de circ. Biserica nu e lumini și aburi. Biserica nu e discotecă. Biserica nu e casă de modă. Biserica nu e atelier mecanic să vinzi și să cumperi mașini. Biserica nu e AMS să cauți de lucru și ajutoare și astea. Nu, biserica e casa lui Dumnezeu. Stâlpul și temelia adevărului. Tu vii în primul rând la biserică spirituală. Vii la biserică întâi să-ți salvezi sufletul. Căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea lui. Și restul, ascultați un pic, restul le veți primi pe deasupra. Și acum fac clarificare. Tu vii prima dată la biserică să te închini. Asta înseamnă. Intri în biserică, particip la cântare, particip la rugăciuni, particip la colectă, particip la ungerea cu un de lemn, particip la toate lucrările. Și apoi, dacă în mijlocul nostru, cum avem noi, frați care sunt capabili pentru anumitul, când se termină biserica, când biserica deja se încheie, se spune aminul, atunci, frate, nu știi, mi s-o străca mașina. De ce? Că tu ești un mădular. Și în mădularele astea sunt mână, picior. Uite, mi s-o străca mașina, nu știi, poate un mecanic. Dar nu în timpul închinării. Nu de asta vii la biserică. Biserica trebuie să rămână curată. Vă rog să înțelegeți. Niciodată n-am vândut și am cumpărat ceva în biserică, în timpul programului. Și nu-s de acord. Mai vine cineva, mai aduci mere de albine, nu știu ce, cu un frate, produci, nu știu ce. Toate astea după biserică. Și dacă am putea, vă rog, dacă am putea, nu acum, pe viitor, și astea. Și astea. Încetul, încetul. Încetul, încetul. Dus acasă la oameni. Așa e, mai bine. Încetul. Poate unii, încetul. Toate au început. Băi, ai ceva de vânzare, bun. Ai niște acte de completat, bun. Încetul, pe viitor. Nu mă zic, băi, gata, stricăm tot. Nu. Dar ar fi frumos să se știe, Domnule, e biserica lui Dumnezeu. Uitați, când treci pe lângă biserica ortodoxă, știi că e biserică, nu? Întrebe oare când treci pe lângă Coele Ștrasă 156, să știe că aici e biserică? Sau să știe ce? Bă, la kebab. Unii merg aia și se roagă la kebab. Nu. Haideți să-i dăm valoare. Noi dăm valoare acestui local. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, vom cânta spre slava Domnului și trecem la Domnul.